Slăvit să fie Domnul! Haideți să ascultăm cuvântul Domnului din Matei, capitolul 25, de la versetul 1 până la versetul 13, inclusiv, pilda celor 10 fecioare. Unde Domnul Iisus Hristos spunea, traducerea Cornilescu 954, Matei, capitolul 25, atunci împărăția cerurilor, se va asemăna cu zece fecioare care și-au luat candelele și au ieșit în întâmpinarea mirelui. Cinci din ele erau nechipzuite și cinci înțelepte. Cele nechipzuite când și-au luat candelele n-au luat cu ele un de lemn, dar cele înțelepte împreună cu candelele au luat cu ele și un de lemn în vase. Fiindcă mirele zăbovia au ațipit toate și-au adormit. La miezul nopții s-a auzit o strigare, iată mirele, ieșiți în întâmpinare. Atunci toate fecioarele acelea s-au sculat și și-au pregătit candelele. Cele nechipzuite au zis celor înțelepte, dați-ne din unde lemnul vostru, căci ni se sting candelele. Cele înțelepte le-au răspuns, nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă, ci mai bine duceți-vă la cei ce vând unde lemn și cumpărați-vă. Pe când se duceau ele să cumpere unde de lemn, a venit mirele, cele ce erau gata au intrat cu el în odaia de nuntă și s-a încuiat ușa. Mai pe urmă au venit și celelalte fecioare și au zis, Doamne, Doamne, deschidene. Dar el, drept răspuns, le-a zis, Adevărat vă spun că nu vă cunosc, vegheați dar că nu știți ziua nici ceasul în care va veni Fiul omului. Amin! Vă rog să vă reașezați! Și voi fiți gata. Era chemarea și era îndemnul pe care Domnul îl aducea înaintea noastră, în această seară, pentru că, frați și surori, sunt momente în care trebuie să reamintim faptul că. Noi am fost răscumpărați din felul de șert de viețuire, Domnul ne-a mântuit, ne-a dat harul să-L cunoaștem, să călătorim spre împărăția lui Dumnezeu pe drumul acesta al mântuirii, și din când în când trebuie să reamintim faptul că noi trebuie să ajungem la final și noi trebuie să ajungem la capăt și noi trebuie tot timpul să fim gata, pentru că nu știm nici ziua, nici ceasul în care va veni fiul omului. Pilda celor zece fecioare, din ea s-a vorbit și se vorbește, s-au compus cântări. Acest cuvânt rostit de Domnul este un avertisment foarte clar pentru cei care într-o zi au intrat în starea aceasta de copii mântuiți. Păi, aceasta nu este pentru cei de afară. Pentru că unul care nu-l cunoaște pe Domnul nu poate să-l aștepte pe Domnul. Și acest cuvânt era pentru noi, care l-am cunoscut pe Domnul, care ne-am întors la Dumnezeu, care ne-am botezat, care frecventăm casa de adunare. Din zece fecioare care au ieșit în întâmpinarea mirelui, doar cinci intră în odaia de nuntă. Pentru că, dragii mei, va fi o deosebire. Deosebirea nu este astăzi. Toți ascultăm, toți cântăm, toți suntem împreună. Deosebirea nu este astăzi. Deosebirea va fi atunci când mirele va veni, în ziua aceea. Pentru că spunea la un moment dat Maliahi, în capitolul 3, versetul 17 și versetul 18. Și spunea în felul următor, și o să citesc și din capitolul 4, primele două versete. Ei vor fi ai mei, zice Domnul. Îmi vor fi o comoară deosebită în ziua pe care o pregătesc eu. Voi avea milă de ei cu mare milă un om de fiul său care îi slujește. Și veți vedea din nou atunci deosebirea dintre cel neprihănit și cel rău. Dintre cel ce slujește lui Dumnezeu și cel ce nu slujește. Dar oare acum nu se vede? Aici vorbea despre o deosebire care acum nu se vede. Acum nu se vede. Dar în ziua aceea când Domnul va veni, atunci se va face deosebirea clară între cel care a slujit lui Dumnezeu și cel care n-a slujit. Între cel care a trăit o viață și de credință și o umblare cu Dumnezeu și în cel care poate doar a venit la biserică sau într-o zi s-a depărtat de Domnul. În așteptarea mirelui, frați și surori, în această seară vreau să privim din perspectiva aceasta acest pasaj biblic. Totuși, de ce cinci fecioare n-au intrat? Pentru că este simplu, să vorbim despre cinci fecioare care au intrat în odaia de nuntă. Înseamnă că au fost gata, înseamnă că au trăit o viață de credință, înseamnă că Mirele, când a venit, le-a găsit cu hainele albe, curate, imaculate și au intrat în odaia de nuntă. Cinci nu s-au lăsat de credință. Cinci n-au plecat să spună, nu-l mai așteptăm, plecăm, lăsăm candelele aici și ne ducem la ale noastre, la viața noastră. Au stat și ele și ele au auzit chemarea și ele au auzit strigarea, iată mirele ieșiți în întâmpinare și ele s-au trezit. N-au rămas să doarmă acolo, să spună, noi nu ne trezim, noi rămânem aici. Și totuși n-au intrat în odaia de nuntă. Frați și surori, ce s-a întâmplat și ce ne vorbește acest pasaj e realitatea care noi o trăim în vremea aceasta. Domnul își pregătește biserica de răpire. Domnul își pregătește miriasa lui pentru ca în ziua răpirii această biserică miriasă să fie fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta. De aceea câteodată mai transmitem câte un mesaj cât de importantă este vegheria permanentă în viața noastră de credincioși. Primul aspect care vreau să-l amintesc și care pur și simplu pe mine m-am îngrozit de-a dreptul. Pentru că atunci când cele cinci au mers la ușă să bată, știți care a fost răspunsul? Nu vă cunosc! Adevărat vă spun că nu vă cunosc. Eu mă așteptam să spună Mirele, ați venit și voi, întârziatelor. V-ați dus să cumpărați un de lemn. Bine, veniți și voi aici, în odaia de nuntă. Dar pentru ele ușa era închisă. Pentru că spunea, Mirele, nu vă cunosc. Știți care este marea problemă, prima problemă foarte importantă? Oameni care poate s-au botezat, care poate au avut un moment al întoarcerii la Domnul, într-un moment al vieții, poate sub impulsul unei încercări prin care au trecut, fără un moment al întâlnirii cu Domnul, în viața căruia Duhul Sfânt să producă minunea nașterii din nou. Asta e marea problemă. Știți de ce biserica câteodată merge în jos? Știți de ce nu mai suntem, poate, la statura la care ne vrea Domnul? Pentru că atunci când în biserică vine omul lumesc, fără să se schimbe. Cu lumea de afară, lumea dinăuntru. Și lumea asta cu care vine începe să influențeze. Păi, câte mere stricate trebuie să fie într-un coș? ca în timp acelelalte mere sănătoase să fie la un moment dat stricate și ele. E destul unul. Unul e destul. Nu trebuie să fie zece. Și mărul acela stricat începe să facă, să afecteze celelalte, celelalte mere. Frați și surori, marea problemă este aceasta, să credem că a nu-L cunoaște pe Dumnezeu și a nu experimenta minunea nașterii din nou, Înseamnă gata de răpire, este o problemă și este, este o înșelătorie foarte mare. În Biblie găsim un vrăjitor care s-a întors la Dumnezeu. Într-un moment al cercetării vieții și ființei lui, spune cuvântul Domnului că omul acesta se întoarce la Dumnezeu. Se botează. Faptele Apostolilor, capitolul 8, spune cuvântul Domnului, versetul 13. Chiar Simon a crezut și după ce a fost botezat, rețineți, nu se mai despărțea de Filip. Omul acesta, apostolul Filip, făcea minuni și semne, Dumnezeu îl însoțea într-un mod deosebit. Și când omul acesta a văzut ceea ce făcea Filip, spune că s-a întors, s-a botezat și privea cu imire minunile și semnele mari care se făceau. Știți că omul acesta a participat la stăruință. Într-o zi Petru și Ioan sunt trimiși în Samaria, că au auzit că Samaria a primit cuvântul și merg acolo și au început să facă stăruință cu ucenicii, să se roage pentru ca Domnul să-i boteze cu Duhul Sfânt. Și Petru își punea mâinile peste cei care erau acolo la rugăciune și spune că Domnul boteza cu Duhul Sfânt și Domnul dădea Duhul Sfânt prin mâinile lui Petru. Știți că atunci a ieșit afară din inimă ce avea omul acesta? Și s-a dus la un moment dat, eu deduc, că avea banii la el. Și spune că s-a dus la un moment dat la Petru și a zis versetul 18, fapte 8. A zis, uh, când a văzut Simon că Duhul era dat prin punerea mâinilor apostolilor, le-a dat bani și a zis, dați-mi și mie puterea aceasta, pentru ca peste oricine îmi voi pune mâinile să primească Duhul Sfânt. Ascultați răspunsul lui Petru. Fără fără să-l intereseze de faptul că ăsta a fost vrăjitor. Știți ce a zis? Banii tăi să piară împreună cu tine. Pentru că ai crezut că darul lui Dumnezeu s-ar putea căpăta cu bani. Tu n-ai nici parte, nici sorți în toată treaba asta. Și ascultați încheierea. Om botezat. Om care era acolo la stăruință. Dar vedeți câte lucruri se pot ascunde în inimă? Vedeți câte lucruri pot să fie în inimă care la un moment dat încep să iasă la ivială? Într-un moment în viața noastră, poate după 5 ani, 10 ani de pocăință? Inima ta nu este curată înaintea lui Dumnezeu. Și ascultați ce spunea mai departe. Pocăiește-te de această uh, răutate uh, a ta și roagă-te lui Dumnezeu să-ți ierte gândul acesta al dacă este cu putință, căci văd că ești plin de fierea mare și lanțurile fără de legii. Om care într-o zi s-a botezat. Preubiții mei care sunteți aici, în această dupămasă, noi nu știm clipa plecării din lumea asta, dar a crede că a nu l cunoaște pe Dumnezeu și n-a avea a, un moment al întâlnirii cu Domnul când Domnul să schimbe total viața noastră. Omul acesta a fost schimbat. Știți cum a fost schimbat? A fost schimbat uh, nu în totalitatea vieții lui, o parte a vieții, pentru că era vrăjitor. Și ce s-a fi gândit? Înainte făceam bani cu vrăjitorii, acum voi face bani prin punerea mâinilor și voi da Duhul Sfânt la cine voi vrea eu. Marea problemă este aceasta, să credem că a nu-L cunoaște pe Dumnezeu înseamnă, prea mei, drum liber înspre ceasul răpirii, înșelătoria amară. Ascultați ce spunea la un moment dat în cartea Osea și spunea omului Dumnezeu Osea următoarele cuvinte în capitolul 6 cu versetul 3 și era o chemare și spunea în felul următor, să, că, să cunoaștem. Să căutăm, să cunoaștem pe Domnul. Știți ce înseamnă când Îl cunoști pe Domnul? Cu cât Îl cunoști mai de aproape, cu atât dorești să fii mai aproape de Domnul. Cu cât îl cunoști mai aproape, dorești valorile divine și sfințenia lui în viața ta. Să cunoaștem, să căutăm să cunoaștem pe Domnul, căci El se ivește cazorile dimineții și va veni la noi ca o ploaie, ca ploaia de primăvară care udă pământul. Și spunea versetul 6, căci bunătate voiesc, nu jertfe și cunoștință de Dumnezeu mai mult decât arderi de tot. Când îl cunoști pe Domnul, stai liniștit în furtun. Când îl cunoști pe Domnul, știi că acest cuvânt este cuvânt care nu se va schimba niciodată și cel care vechează asupra cuvântului să l împlinească, rămâne Dumnezeu slăvit să fie în numele Domnului. Al doilea aspect foarte important care vreau să-l amintesc în această dupa-masă frați și surori, în așteptarea mirelui care a spus că se va întoarce. Spune cuvântul Domnului că atunci când cele zece feciare au ieșit în întâmpinarea mirelui, era un detaliu acolo care la prima vedere ți se pare că nu este important deloc. Absolut deloc. Nu are nicio valoare. Unde spune cuvântul Domnului, cinci din ele erau nechipzuite și cinci înțelepte. Cele nechipzuite când și-au luat candelele, un detaliu la prima vedere nesemnificativ. N-au luat cu ele un de lemn, dar cele înțelepte împreună cu candelele au luat cu ele și un de lemn în vase. Am întrebat, dar ce purtați vasele astea după voi? E amur de seară. Noi am ieșit în întâmpinarea mirelui. De ce luați vasele astea în plus. Aveți nevoie de ele cumva? Aveți nevoie de ce este în vasele acestea? Știți când au constatat ele că trebuia și ele să ia un de lemn în vase și pe lângă candelă să aibă și vasul? Atunci când mirele a venit propriu zis, atunci ar fi dorit să aibă vase. Atunci ar fi dorit să aibă și un de lemn dar era prea târziu. Știți care este al doilea aspect care eu vreau să-l amintesc? Este că cele cinci fecioare neînțelepte, acest mic detaliu, la prima vedere neînsemnat, a însemnat superficialitate în așteptarea mirelui. Sau dacă vreți, ceva ieftin, ceva puțin. Frașii surori, când Domnul ne-a chemat la mântuire pe fiecare din noi, Domnul ne-a binecuvântat cu valori divine pentru care noi n-am plătit nimic. El ne-a dat bucuria mântuirii. Zicem din toată inima slăvit să fie numele lui Dumnezeu. El ne-a iertat. El în conștiința și în cugetul nostru, Dul Sfânt a început să lucreze din vasul ăla uh, murdar, murdar. A început să-L dăltuiască chipul Lui în fiecare din noi, chipul Lui Hristos. Și din omul acela rău și din omul acela împietrit, Domnul ți-a schimbat viața. Amin. Și pentru asta zicem slăvit să fie numele Domnului. Dar noi am început călătoria spre Canaan din Egiptul lumii acesteia. Și din Egipt înspre Canaan, ascultați-mă, ne întâlnim cu momente în care, dacă nu adunăm valorile divine în viața noastră, valorile să le păstrăm, s-ar putea, pe drum, să le pierdem una câte una. Eu mă întristez. Când văd oameni pe care i-am știut, când s-au întors la Dumnezeu într-un fel, au îmbrățișat valorile divine, au îmbrățișat sfințenia lui Dumnezeu, au îmbrățișat tot ceea ce Domnul a pus în viața lor. Și într-o zi, ce spunea Apostolul Pavel Galatenilor, păi Galatenilor, v-ați început în Duhul, și acum vreți să sfârșiți în fire? Cine va a tăiat vouă calea ca să nu mai ascultați de adevăr? Și ni se pare că am lăsat prea multe la începutul pocăinței, pentru că a venit ieftinitura, o pocăință ieftină. Se poate, frate, oricum, dar nu mai contează. Nu se uită Dumnezeu nici la asta, nici la cealaltă, nici la. Știți la ce se uită Domnul? Știți la ce se uită Domnul? La o vorbă rostită de Moise. A zis, lovește stânca, Moise, atât să faci. Și Moise se întoarce spre popor. El doar atât trebuia să facă, să lovească stânca. Și Moise se întoarce spre popor, răzvrătiților. Va putea Dumnezeu să dea apă din stânca asta și lovește stânca și stânca de apă. Dar Domnul îl cheamă pe Moise. Nu negociază cu el. Îi spune Moise, pentru că mai necinstit în fața poporului, nu tu vei duce poporul meu în țara canalului. Doamne Dumnezeule, da, da ce -am... Și s-a dus și s-a rugat și a insistat. Și a zis Domnul Moise, despre lucrul acesta niciodată să nu mai îmi vorbești. Îți fac hatârul, te voi urca pe munte, de acolo vei vedea țara promisă, dar tu nu vei intra în ea. Frații și suror ne-a chemat Dumnezeul cel sfânt la pocăință, la mântuire. Oare nu cumva am devenit superficiali? Oare nu cumva că ni se pare că putem oricum să intrăm? Evrei 11, nu, um, 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 numele a oamenilor credinței, au fost oameni care și-au păstrat valorile divine cu prețul vieții. Când o tânără, auzeam întâmplarea aceasta la fratele Vulbrand, când într-o sală undeva erau adunați mai mulți credincioși și a venit autoritățile și... La un moment dat, a îndreptat spre fiecare din, din ei și a spus, în seara asta, toți muriți. Zice, va rămâne în picioare și va rămâne în viață cel care va călca Biblia și cel care va arunca salivă pe ea, va rămâne în viață. Cei care vor trece și vor face lucrurile acestea și rând pe rând, de teamă, au mers și au călcat pe Biblie. Dar o tânără S-a dus și a luat Biblia aia și a început să o șteargă și a zis, asta e scrisoarea de dragoste a Dumnezeului meu pentru mine. Dumnezeu prin cartea aceasta m-a mângâiat. Eu niciodată nu voi călca pe cartea asta și nu voi arunca salivă, pentru că aici e scrisoarea iubitului meu, a Dumnezeului celui viu, secerată, împușcată pe loc. Oameni care au fost aruncați la fiare, Oameni care au fost tăiați în două cu verăstrăul. Oameni care și-au dat viața pentru ca Hristos să strălucească. Unde suntem, frați și surori? Mai vin a, frate și spun, frate, oboseală, frate, ce oboseală? Că ne urcăm în mașină și venim la biserică și ne urcăm vara și avem aer condiționat. Unii au vestit Evanghelia în cele mai grele perioade și oamenii aceștia au fost plini de râvnă pentru Dumnezeu. Știți ce spune Biblia? Că au murit în credință. Știți ce se întâmplă cu omul superficial? Când te-ai coborât pe topoganul acesta al superficialității într-o zi, credința va muri în tine. Vei fi un om bătut într-o parte și în alta, de tot felul de vânturi, nu vei mai găsi drumul spre casă, pentru tine totul va fi înorat. N-ați vrea în această seară să ne hotărâm, frați și surori, să ne urcăm pe treapta pe care Domnul ne caută pe fiecare din noi. Dul Sfânt este prezent în adunare în seara aceasta. Într o într-o zi ai lăsat multe lucruri și conștiința ta era atât de sensibilă. Și ai început să le cauți iară, ai început să te duci după ele la stejarul acela unde la un moment dat spune că uh, au aruncat și uh, le-a îngropat sub uh, stejar tot ceea ce a dat lui, uh, lui, uh, lui Iacov, uh, cei din casa lui. Și a spus, noi ne urcăm la Betel Dumnezeu nostru Sfânt, noi nu putem să ne urcăm oricum. Schimbați-vă hainele, curățiți-vă, scoateți Dumnezeii străini. În decursul celor aproape 20 de ani au început să-și adune tot felul de Dumnezei. Totul era superficial acolo. Dar Iacov a spus, ne urcăm la Betel și Dumnezeul nostru este Sfânt. Fraților oare, care sunt lucrurile care ne-au depărtat de harul și de slava lui Dumnezeu? Care sunt? Am mai spus lucrul acesta când o, o tânără a fost prins rugându-se împreună cu alții în prigonirile care au avut loc în China, în cartea pe care am citit-o a unui om al lui Dumnezeu, scria că autoritățile au dus-o în închisoare pe această tânără. Și la un moment dat a venit la ea și a spus, aveți doi copii acasă, da? Da. Vreți de seară să fiți cu ei? Aș vrea. Bun, este simplu, să vă lepădați de Domnul, să faceți o declarație, nu mai vreau să am nimic de-a face cu Dumnezeu. La care tânără aceasta a spus, eu îl iubesc pe Domnul, eu nu pot să, să fac lucrul acesta. Și seara autoritățile au adus la ușa celulei cei doi copii. Cei doi copii. Și a spus, sunt copii dumneavoastră? Da. Vreți de seară să fiți cu ei acasă? Da. Bun. Luați-vă foaia aceasta de hârtie și scrieți următoarele cuvinte. Eu mă leapă de Domnul meu Iisus Hristos. Semnați și sunteți liberă. Femeia aceasta a luat scrisoare și a scris, a luat foaia și a scris următoarele cuvinte. Domnul meu Isus Hristos nu poate fi înlocuit nici măcar cu copiii mei. Am de zile de închisoare, am de zile. Pentru că a vrut să păstreze niște valori. Cu ce l-am înlocuit pe Domnul? Cu ce l-am înlocuit? Dacă l-am înlocuit cu ceva în această seară, mă rog, Domnul să atingă inimile noastre, să schimbe și să pună iarăși focul lui în viața noastră. Al treilea aspect, ce s-a întâmplat? Cele zece fecioare s-au pregătit de venirea mirelui. Au ieșit în întâmpinare, aveau candele, ardea, trecea timpul, era tot mai întuneric, venise miezul nopții și spune cuvântul Domnului, versetul 5, fiindcă mirele zăbovia, au ațipit toate și au adormit. Știți de ce nu s-au pregătit? Dezăbovirea mirelui. Ne pregătim că vine. Ne pregătim, îl așteptăm doritori să-l să întâmpinăm pe Domnul. Cu cât trecea timpul, una câte una, probabil, începea să țipească și să doarmă. Și se aude strigarea la miezul nopții. Iată, mirele ieșiți în întâmpinare, frați și surori. Promisiunea Domnului pe muntele măslinilor prin cei doi îngeri și nu doar prin ei. Și Domnul a spus, mă voi întoarce iarăși, mă duc să vă pregătesc un loc. Ca acolo unde sunt eu să fiți și voi împreună cu mine. Și mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce voi pregăti locul, mă voi întoarce. Bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați cu privirile îndreptate spre cer? Spuneau bărbații aceia îmbrăcați în haine albe pe muntele măslinilor. Acest Iisus, care s-a înălțat la cer va veni în același fel cum s-a dus. Știți, deducem din scrierile apostolilor că l-așteptau pe Domnul în timpul vieții lor? Când scrie epistola către tesaloniceni, apostolul Pavel spunea în felul următor, iar noi cei vii care vom rămânea, îl vom întâmpina pe Domnul în văzduh. Pavel moare decapitat la Roma, ucenicii fiecare pe unde uh, au călătorit misionari au murit fiecare generațiile la rând. Generațiile care au urmat, care l-au așteptat pe Domnul. Și este anul 2024. Și mirele încă n-a venit. Ce produce noi zăbovirea mirelui? Poate noi să fie dorul mai mare, mai mare, să-L așteptăm, să dorim venirea Lui mai mult decât orice, sau să fim ca acel om, rob, despre care spune că l-a pus stăpânul său peste ceata slujilor sale, Matei 24, versetul 45, ca să le dea hrană la vremea hotărâtă ferice de robul acela pe care stăpânul său la venirea lui îl va găsi făcând așa. Îl va pune, spunea Domnul, peste toate averile sale. Dar dacă este un rob rău care zice în inima lui, mai întâi vine la nivelul inimii zăbovirea mirelui, șoapta. Voi toți cântați că vine, vine. N-a mai venit. Dar oare mai vine? Și dacă lași gândul acesta la nivel de inimă să-ți pătrundă, zice în inima lui, stăpânul meu zăbovește să vină, se întâmplă ceva. Starea aceasta devine o stare uh, mai riscantă, mai periculoasă, pentru că spune mai departe. Dacă va începe să bată pe tovară și lui de slujbă ce se întâmplă? Până mai ieri era plin de râvnă, se ruga, îl vedeam uh, prezent la casa lui Dumnezeu, mulțumit de slabă lui Dumnezeu. Dintr-o dată se ridică împotriva tovarășilor lui de slujbă. Nimic nu-i mai bun, nimic nu mai face bine. Și ascultați, se cobora mai jos și să mănânce și să bea cu bețivii. Știți unde a pornit totul? La nivelul inimii, cu întrebarea asta: Oare mai vine? Stăpânul meu zăbovește, frași și surori, ca și copii ai lui Dumnezeu, răscumpărați de Domnul, ca și oameni care, într-o zi, Dumnezeu ne-a luat din groapa asta pe Datoria noastră este să-L așteptăm, dar nu oricum, cu o dorință în inimă, iubindu-L și dorindu-L să vină. Ce-a spune dumneavoastră o mireasă, ne e să noi intereseze, în ziua anunției. Auzi, dacă vine mirele, vine, dacă nu vine, nu vine. Păi, s-au căsătorit fetele. Păi, să vedeți dumneavoastră pregătiri, să vedeți cum n-aveam voie să intrăm în cameră, că era haină acolo mi, de, 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 mireasă. A zis, nu intra, dar da, 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 nu ating, nu ating, dar nu intră, nu intra. Să nu cumva să o pătăm, că ce? Eu așa știi tu. Știți de ce? Că a știut că trebuie să vie mirele și trebuia să fie în cea mai curată haină. Bă, dacă vine, vine, dacă nu vine, nu Miriasa și așteaptă mirele Și poate n-a dormit toată noaptea Pentru că e ziua anunții, E ziua în care Va merge cu mirele pe un drum împreună Dar biserica lui Dar miriasa lui Oare Miriasa mai are ochii Îndreptată înspre mirele ei Pare când se uită mirele la mireasa lui. Ce vede? Vede noi focul. Vede noi dorința fierbinte. Doamne, te aștept, mi-e dor de tine. Vreau să scap de valea asta a suferinței și a durerii. Să fiu cu tine, că ai spus că va fi mult mai bine, nu va fi lacrimă și durere. În vremurile din urmă, spunea Petru, vor veni bagiocoritori, 2 Petru, capitolul 3, plini de bagiocuri și vor spune unde este făgăduința venirii lui, că de la început nimic nu-i schimbat. Voi toți ziceți că vine, vine, vine și n-a mai venit. Dar 2 Petru, capitolul 3, spunea, Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui cum creduni, ci ce de lungă răbdare și dorește ca niciunul să nu piară, ci tot să vină la pocăință. Și continua și spunea, într-o zi, într-o zi se va termina harul acesta de a mai intra în împărăție prin pocăință. Și dacă ești aici în această seară și poate ai amânat botezul și întoarcerea la Dumnezeu, poate ai lucruri în viața ta care uh, uh, te-au oprit și spui că ești tânăr și ai timp, Ascultați ce spunea ziua Domnului însă va veni ca un hoț În ziua aceea cerurile vor trece cu tros de trupurile cerești Se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde Fiindcă așteptați aceste lucruri Ce fel de oameni ar trebui să fim noi, să fiți voi, să fim toți Printr-o purtare sfântă și evlavioasă așteptând și grăbim venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri și trupurile ce vor, se vor topi de căldura focului. Dar ascultați mai departe, dar noi, știți deci, cum spune, după făgăduința lui, știți la ce trebuie să se uite mirea sa? La făgăduința lui, Doamne, ne-ai spus că vei veni, chiar dacă noi vom fi coborâți în sărână. Și chiar dacă vor mai veni generații după noi, coborâm în țărână cu de asta, ne adormim un pic, pentru că într-o zi, cel pe care l-ai slujit și după care ai tânjit și de care ți-a fost dor și pe care l-ai iubit, Iisus Hristos Domnul, într-o zi arhanghelul va suna din trâmbiță. Morții vor învia nesupuși putrezirii, și vom fi pururea cu Domnul. Mângâiați, vă spunea Petru, tesalonicenilor, unii pe alții cu aceste cuvinte. Fraților, unde suntem? Și al patrulea aspect, și închei. Ceva a făcut diferența în ziua când Domnul a venit? În ziua când Mirele a venit? Unde lemnul? Știți, spune cuvântul Domnului că la un moment dat începea să se stingă candelele rând pe rând, atunci s-a văzut deosebirea, atunci. Începea să se stingă o candelă, au intrat în panică, a doua candelat, știți de ce? Pentru că n-aveau un de lemn. O, oh, ce, ce se gândeau, de ce n-am luat și a noi un de lemn în vase, de rezervă atunci? Însă era prea târziu. Brașii surori, cuvântul Domnului ne vorbește în cartea Exod, capitolul 27, că și Domnul poruncea lucrul acesta, Aron și fiii săi, versetul, capitolul 27, Exod, versetul 21, și fii săi să pregătească în cortul întâlnirii, din coace de perdeaua, care este înaintea chivotului mărturiei, spunea, să pregătească un de lemn de măsline fără drojdie ca să ardă în candele necurmat, versetul 20. Ei trebuiau să pregătească un de nu să-l pună în candele și să ardă necurmat. Știți ce spune aici versetul 21? Pentru ca să ardă de seara până dimineața înaintea Domnului. Știți ce a pus Domnul în noi atunci când ne-am întors la Domnul? Ceea ce spunea Ioan la un moment dat. El spunea despre Domnul, vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Spunea Domnul, eu am venit să arunc un foc, să aduc un foc. Și ce doresc decât să fie aprins chiar acum? Știți ce a pus în noi Domnul în fiecare din noi? Focul care să ardă. Duhul Sfânt în viața noastră menține focul. Ce ne ce ne ține legat de cer? Firea nu te ține legat de cer. Firea te ține legat de glia asta de pământ. Însă, Dumnezeu în îndurarea Lui a pus în noi Duhul Lui cel Sfânt Mărit să fie Domnul și a aprins un foc în fiecare din noi. Și focul acesta trebuie menținut. Știți câteodată ce mă gândesc așa, la câte o seară de har, de prezența Domnului, de, de arătarea slavei lui Dumnezeu. Unii pur și simplu sunt inimi de piatră. Nu îi mișcă nimic. Și de ce? Pentru că atunci când nu mai e focul, multe cântări, multe cântări vechi date prin Duhul Sfânt au fost despre revenirea Domnului Isus Hristos. Știți de ce? Că generațiile trecute au avut un scop suprem, cel mai înalt scop, îl aștept pe Domnul, sufletul meu, Psalmul 130, versetul 7, se îl așteaptă pe Domnul mai mult decât așteaptă străjerii dimineața. Frașii și surori, Repet întrebarea aceasta în seara aceasta: unde suntem? Dacă suntem într-o stare după voia lui Dumnezeu, îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru fiecare din dumneavoastră. Dacă verificându-vă în seara aceasta, ați văzut că hainele sunt curate, dau slavă lui Dumnezeu pentru fiecare din dumneavoastră. Dar dacă, dar dacă, superficialitatea a luat locul sfințeniei, dacă te-ai botezat și poate n-ai avut o întâlnire cu Dumnezeu. Dacă zăbovirea mirelui a produs în tine întrebarea asta, da oare vine sau nu mai vine? În această seară, mă rog Domnul să ne atingă pe fiecare să ne luăm noi hotărâri. Oare în seara aceasta ce vede Domnul în noi? Mai arde focul? Mai suntem acei oameni care să avem o dăița noastră acasă? Să ne facem timp nu să ne rugăm doar și să stăm la sfat cu Domnul și să vorbim cu Dumnezeu și să-i spunem că dorim să depășim pustia și vrem să rămânem în credință până la capătul vieții noastre? Este o cântare și cântarea aceasta, totdeauna când se cântă, mă gândesc la mine, la ai noștri, la cei dragi. Și corul spune următoarele cuvinte, când se vor citi numele, când se vor citi numele, știi că de aici poți să știi dacă numele tău va fi citit atunci? Pentru că în tine este garanția clară că ești fiu al Marelui Stăpân și tu umbli cu Dumnezeu în fiecare zi. Dar dacă n-ai garanția că în ziua aceea numele tău va fi citit, în această seară vom sta înaintea Domnului rugăciune și vom ruga pe Domnul să ierte vina fără de legilor noastre. Îl vom ruga pe Domnul să ierte poate păcatul acesta al obișnuinței și depărtarea noastră de Dumnezeu, dar îl vom ruga pe Domnul să ne umple de Duhul Sfânt, să rămânem în credință până la capăt. Vă chem și pe noastră să vă ridicați și haideți cu toții să înălțăm numele Domnului și să ne rugăm în scopul acesta, mulțumindu-i Domnului, pentru seara aceasta.